În anii 30, pe când zona Dorobanți din București nu era încă atât de căutată ca astăzi, un dezvoltator italian ridica o serie de case elegante și le scotea la vânzare. Bunica mea a cumpărat această casă, a locuit aici cu fiul ei. Odată cu achiziționarea casei de către părinții mei, prin moștenire, dota mamei, au spus că o vor altfel și au colaborat cu un arhitect, Tiberiu Niga, care știu că are construcții frumoase în București, a avut această scânteie, poate influențat și de mediul în care se mișca el, adică era pe lângă Casa Regală și cineva odată a intrat aici și a spus: parcă sunt la Pelișor. A dărâmat pereții, a făcut aceste colonade, a făcut bârnele, așa, și această alternanță de lemn, e mult lemn, ușile astea glisante, care într-adevăr, dacă vrei, se deschide tot. Dacă nu vrei, ai intimitatea ta, le tragi, le glisezi și e foarte bine. În acest spațiu larg și elegant, care amintește de reședințele regilor României, Gabriela Dămăceanu și-a petrecut cea mai mare parte din viață. Locul păstrează și amintirea tatălui gazdei noastre, memoria unui om care a scris istoria României. În această casă a locuit generalul Dumitru Dămăceanu, militar și diplomat, combatant în ambele războaie mondiale, atașat militar al României în Italia și aghiotant regal. Acesta este biroul tatălui meu. Nu era în acest loc, era în altă cameră, unde într-adevăr erau numai biblioteca, două fotolii de conversație și biroul. Biroul ocupa un loc, nu o dimensiune, ci un rol foarte important în acea cameră care este mai mică. Obiectele generalului stau și astăzi pe mobilele frumos sculptate. Dumitru Dămăceanu l-a sprijinit pe regele Mihai în timpul actului de la 23 august 1944, apoi a fost un membru al delegației României care a participat la conferința de pace de la Paris și semnatar al tratatelor de pace de la Paris. Tatăl primea frecvent politicieni importanți în casă, iar mica Gabriela, deși era curioasă, nu avea voie să participe la discuțiile importante pentru țară. Își amintește și acum bombardamentele din 1944, care i-au prins pe toți în această casă. A sunat cineva și a spus: mergeți în pivniță că nu mai e exercițiu, și n-a mai fost exercițiu. Nu s-a întâmplat, casa n-a suferit atunci, dar după o lună a fost și casa asta bombardată, dar nu cu bombe explozive. Știam de atunci diferența, erau bombe explozive care dărâmau tot și bombe incendiare care unde cădeau lua foc. E, asta a fost aici. Cariera tatălui s-a terminat în 1947, și-a pierdut gradele și și-a luat o slujbă comună la un plafar. Securitatea a început să-și trimită oameni la percheziții în casa lor. Aici începe poate cea mai grea perioadă a vieții noastre. Au început la ore de vreme, 5-6 dimineața, suna la ușă, intrau 2-3 de obicei, începeau să scotocească peste tot, luau ce li se părea, deci perchezițiile, cereau acte, scrisori, decorații, intrau. Am văzut odată unul care a luat o scrumieră, a băgat-o în buzunar. Bine că am tăcut, n-am zis nimic, i-am spus pe urmă mamei și a zis să nu deschizi gura vreodată, că nu mai vedem lumina zilei. Așa. Și, deci, percheziții curente. Mama Gabrielei Dămăceanu a început atunci să ascundă obiectele de familie pe la rude. Securitatea a luat rând pe rând ce se putea lua din casă, până într-o zi când le-a luat pe Gabriela și pe mama ei la interogatorii. Gabrielei i-au dat drumul, dar părinții au fost închiși, iar ea a rămas singură în casă. Avea atunci 14 ani. Pe mine, după câteva zile, m-a adus o milițiancă, m-a adus acasă.
milițiancă care n-a mai plecat de aici, săptămâni bune, practic urmărea cine vine, cu cine mai sună telefonul, cine, dacă mai se interesează cineva. Deci eram sub supraveghere. Când casa a fost naționalizată, spațiile largi și elegante au fost separate brutal prin cele mai meschine metode. S-a închis cu cartoane, cu, nu știu, cu nimic, cu perdele, cu cartoane, cu grozăvii. Deci nu se mai vedea nimic din frumusețea asta. Aici s-a pus o chiuvetă. La un moment dat a fost uitată apa și a venit apa până aici, peste tot, încât de asta nu se poate păstra o casă dacă sunt oameni care nu țin la ea. Familia a continuat să trăiască în casă alături de noi chiriași. Noi n-am avut unde să ne ducem și asta a fost marele nostru noroc, că am mers la mansardă, în camerele de serviciu. Două cămăruțe, părinții într-una, eu într-alta. Asta a fost marele noroc, că n-am părăsit casa, adresa și ne-a ajutat la recuperarea casei. Cărțile din Biblioteca Generalului Dămăceanu și obiectele de valoare au dispărut toate. Cei din casă nu mai vroiau să locuiască pentru că era la comun, baie, bucătărie și așa. Se făcuseră blocurile, vroiau la bloc. Și au început să plece. Și atunci au coborât și părinții de la mansardă la etaj. Unii au rămas până 96. Nu. În casă. Da, sigur că da. Ce să facem? Mă rog, intram pe aici și ieșeam pe acolo. Cineva m-a și întrebat odată, dar dumneata cine ești? Ce cauți în casa asta? Gabriela Dămăceanu știa exact cine e și cine au fost înaintașii ei. De aceea a trăit toate evenimentele triste cu delicatețe și răbdare, dar și cu simțul datoriei să păstreze ce a primit. Abia după 1990 a reușit să recupereze casa. Tatăl ei nu a mai apucat acest moment, dar mama da. Astăzi, în saloanele spațioase și elegante, printre obiectele de familie, Gabriela Dămăceanu continuă povestea acestei frumoase case interbelice.